Ludovic Orban recunoaște că Partidul Național Liberal a scăzut în sondaje și pune trendul descendent pe seama atacurilor interne după ce premierul Florin Câțu a intrat în cursa pentru șefia formațiunii. Liderul PNL le cere colegilor să înceteze. Orban spune că de multe ori premierul îl critică pe nedrept. Se ascute lupta dintre Ludovic Orban și Florin Câțu înaintea congresului în care Partidul Național Liberal își va alege liderul. Actualul președinte al formațiunii admite că PNL a scăzut în sondajele de opinie în contextul atacurilor din interiorul partidului, care s-au înmulțit constant în ultima perioadă între cele două tabere. Orban consideră că liberalii au pierdut câteva procente bune din cauza acestei lupte interne. Ce este interesant este că până la momentul intrării în Constituția ministrul Cățu, Partidul Național Liberal a înregistrat o încredere și intenție de vot stabilă în jur de 26-27% și, într-adevăr, există un trend descendent, nu a la scorul de 16-18, probabil în jur de 20-22, e adevărat, dar am intrat pe trend descendent. Sunt convins că toți colegii mei, cei care îl susțin pe Florin Cățu, percep acest pericol, mie mi se rupe inima. Ludovic Orban subliniază că sunt liberali din tabăra lui Florin Câțu care îl atacă des, inclusiv premierul, și le cere acestora să renunțe la tonul războinic și la reproșuri dacă își doresc ca partidul să-și revină din punct de vedere electoral. Înceteze atacurile reciproce. Din păcate, unii dintre colegii mei care au muncit alături de mine pentru a obține rezultatele în perioada 2017-2020, consideră că pot să-i facă bine al Florin Câțu dacă dau toată ziua în mine. Nu mai ajută cu nimic pe Florin Câțu în faptul că unii din tabăra lui, și chiar și Florin Câțu uneori, mă critică și mă atacă de foarte multe ori pe nedrept. Ludovic Orban consideră că ritmul lent al reformelor promise sunt o cauză pentru care PNL pierde procente în sondajele de opinie și pune acest ritm pe seama faptului că într-o guvernare de coaliție durează până când toate partidele ajung pe aceeași lungime de undă, astfel încât să nu mai existe sincope.